Legea Seratii rămâne personalitatea. Omul care a realizat personalitatea înseamnă carte, înseamnă operă, înseamnă rezultat, înseamnă eficiență. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Anul acesta l-am comemorat la 2 decenii de la plecarea sa dintre noi. Continuăm seria emisiunilor sale cu o reverență care nu este niciodată îndeajuns. Memoria sa stăruie în amintire prin mărturisirile emoționante ale celor care l-au cunoscut și admirat. Avea o grijă extraordinară să nu cumva să te atingă cu vreun colț, să te facă să te simți prost, să te facă să te simți descurajat. În dialog cu Iosif Sava, totdeauna m-am simțit foarte deștept. Este, după părerea mea, condiția esențială a unui om care pune întrebări. El putea să-mi atașeze aripile întrebărilor lui, ca eu să mă pot înălța, în primul rând, deasupra sufletului meu și să pot să am o vedere nu neapărat pătimașă și dinăuntru suferinței, ci suferința este un lucru creator. Să țineți minte de la mine. Domnul Sava, stați liniștit în veșnicia dumneavoastră. Sunt mulți. Sunt periculos de mulți pentru unii, oamenii, sufletele, mințile, care intră și ies pe ușa pe care scrie pentru totdeauna Iosif Sava. Invitatul cu care Iosif Sava se întâlnește în această seară în studioul seratelor muzicale este maestrul Constantin Bugeanu, distins profesor, compozitor și muzicolog, cel căruia i-a revenit onoarea de a dirija premiera în limba germană a operei Oedip de George Enescu. Bună seara, domnilor, bună seara, iubitor de artă. O serată, ați văzut după generic, pe care o dedicăm unul dintre cele mai zăcite personalități ale vieții artistice românești și, aș spune, internaționale. Unui savant al muzicii, unui om de mare noblețe spirituală, un dăruit pentru artă și pentru zecile sale de elevi. Dirijorul, muzicologul, folcloristul, profesorul, organizatorul de viață muzicală, Constantin Bugeanu. Se află în studio Cristian Mandeal, unul dintre cei mai talentați dirijori și muzicieni pe care a născut acest pământ, director al Filarmonicii George Enescu. Se află în studio profesorul Grigore Constantinescu, secretar științific al Senatului Academiei de Muzică din București, dar la același timp un strălucit critic, de altfel este președinte Uniunii Criticilor din țara noastră, un om pasionat, înainte de toate, de istoria personalităților vieții muzicale românești și a contribuțiilor pe care le-au adus cei mai vechi sau cei de astăzi. Serata se află în centrul atenției multor iubitori de muzică, dar și intelectualilor de cele mai diverse preocupări. Mi-aș bucura, mai să bugeam înainte de toate, să-mi spuneți și să spuneți tinerilor că, dincolo de studiile pe care le-ați făcut și cu Perlea și tot ce a amintit profesorul Giulianu și toate studiile de la cu Clemens Krause la Salzburg de înainte de război, ați intrat în lume într-o perioadă cumplită.
Ați făcut și studii de filozofie în perioada 33-36. Lumea nu știe asta. Și asta e foarte important pentru sufletul dumneavoastră și pentru sufletul elevilor țării. Ce a însemnat filozofia pentru dumneavoastră, maestru Bujanu? Eu spun că dirijatul este una dintre ocupațiile cele mai profunde și mai extraordinare pe care trebuie să le absolve, să le arate omenirea. Dar această ocupație nu e una numai profesională, nu e numai una muzicală. Muzica nu are valoare dacă nu poartă un conținut sufletesc și unul spiritual. Cred că atâta vreme cât dirijorul sau interpretul sau oricare muzician rămâne în marginile, în limitele unei profesii strâmte, nu are șansă să ajungă la profunzimea de gândire pe care muzica o oferă. Ce înseamnă filozofia? Filozofia înseamnă reflectarea asupra activității noastre și explicarea elementelor esențiale ale acțiunilor noastre. Personal, am ajuns târziu, poate, deși cunoșteam din copilărie, din adolescență, cunoșteam o serie întreagă de trăsături ale filozofiei, am ajuns la credința că cea mai importantă revoluție filozofică este făcută de fenomenologie. Dar la fenomenologie am ajuns târziu. Însă din adolescență am cunoscut nevoia de a explica întreaga acțiune sub o formă în care să ajung mai întâi la esența, la unitatea acestei acțiuni. Astfel am cunoscut foarte curând, în liceu fiind, psihologia și filozofia, se spunea pe atunci, a configurației. E o filozofie care duce la cunoașterea unității ca intenție umană. Deci, de atunci m-am întrebat dacă nu se pot aplica problemele filozofiei la problemele care mă interesau, problemele dirijatului, problemele muzicii. Dar dumneavoastră, care ani în șir, ați răspuns de viața muzicală românească, ați fost una din frunzele ei. Nici Grigore Constantinescu, care cu 5 ani mai tânăr ca mine, poate nu știe lucrurile acestea. Nu. Dumneavoastră ați fost unul din responsabilii vieții artistice. Deci, de ce învățământul nostru artistic a rămas de atunci și până astăzi în afara unor asemenea orbit? Pentru că trăim ceea ce Husserl, marele deschizător de drumuri, a numit criza culturii europene. Dar criza asta nu s-a manifestat în țara lui Husserl. Celibidache știa lucrurile astea încă din 37-38 și întregul învățământ din Berlinul pe care l-a urmat era sub influența lui Husserl, a fenomenologiei și a filozofiei. Muzica fără filozofie, de la Furtwängler încoace, am demonstrat-o. Marele intuiții ale elevilor dumneavoastră vin probabil din această școală filozofică pe care le-ați impregnat-o, dar ei au fost privați, cum sunt privați și generațiile actuale, de cultura generală, de cultura filozofică necesară într-un sistem universitar. Toată viața muzicală în toată lumea este încă în criză. Foarte rar se găsesc minți care să găsească soluția la problemele învățământului, în primul rând. Astăzi, în cele mai înaintate țări, încă se predă mai rău decât în evul mediu muzica. Nu spun asta pentru ca să arăt, să pun într-o lumină proastă profesorii, ci vreau să spun
că cultura muzicală nu a găsit încă legătura necesară. Și asta se vede în totul și se vede și în școala dirijorală. Că dirijorii astăzi sunt în mare criză, lumea dirijorală. Orchestrele doresc dirijori și nu iau. Ori ideea de bază a fenomenologiei este că se poate face o experiență înainte de a o face asupra obiectului. Deci, ideea aceasta de bază m-a călăuzit și cred că vom putea să arătăm că atunci se va depăși criza muzicală când se vor depăși vechile modalități de a trata muzica numai ca obiect. Ei, criza de care vorbiți dumneavoastră, exagerat. Dar eu iarăși revin pentru că aș vrea să conturez în complexitate biografia Constantin Bugean. Vă înțeleg, născut în 1916, luptându-vă pentru viață, pentru muzică, eleva lui Drăgoi, înainte de toate, eleva lui Perlea, lansându-vă în atâtea teritorii, în 1940 deja rondinoul cel a avut succes sub agheta lui Perlea, nu? Ați intrat în viață după război și ați fost unul dintre, vă spun așa cum o spun, distinși un intelectual care frecventează serata, nu? Ați fost unul dintre cei înșelați asupra orizontului sociale dumneavoastră, erați un gânditor profund. Ați condus direcția muzicii ani în șir. După aceea v-au trădat. Odată mi-ați vorbit despre ingratitudine. Am manifestat dumneavoastră când a venit un alt eșalon și când partidul a avut nevoie de alți oameni și v-au înlăturat cu bruschețe, nemeritată niciun chip. Trebuie să spunem și asta. V-aș ruga să... De ce scoateți în evidență laturile cele mai, cum aș spune eu, cele mai triste ale vieții mele? Pentru că ele au determinat succesul ele, dumneavoastră. Ele au fost obligatorii și m-au aruncat în viață fără să mă întrebe. M-au pus în fața unor situații pe care nu le puteam rezolva altfel. Cred că am spus foarte bine, așa cum am spus în cuvântul de închidere. Viața mea s-a petrecut într-un momente grele al istoriei. A fost război, au fost dictaturi, au fost momente în care nu puteam dispune de libertatea noastră, de a dori, de a înfăptui. Am fost înlăturat pentru că au fost anumite socoteli. Nu mai discut în ce fel și cum. Vă rog să nu atrageți atenția asupra unui laturi care depășește problematica mea importantă. Problematica mea a fost întotdeauna să servesc muzica, să descoper marile filoane, marile probleme ale ei, să, chiar în condiții grele, să pot să acționez și să dau tot ce e mai bun. Vă spun, și în timpul războiului, în timpul bombardamentelor, eu învățam muzică. Elevilor mei le spuneam, învățați și munciți, vor veni vremuri mai bune pentru voi. De ce să amintiți aceste lucruri triste? De ce? Sunt lucruri mai luminoase în viața mea, care merită să fie amintite. Le-au amintit și toți azi ne plecăm fruntea în fața dumneavoastră. Pentru că, după opinia mea, nu, și după contactul meu cu atâtea personalități ale țării care au trecut, ca și dumneavoastră, prin vijeliile și ingratitudinile istoriei, ele v-au forjat, ele v-au format. Dumneavoastră sunteți cel, mi-ați povestit, eram încă un om la 25 de ani, cum ați copiat cursul lui Scherchen, n-ați avut bani și l-ați copiat cursul dirijat al lui Scherchen, a rămas emoționat și lucrul ăsta pregnant. Îl am și astăzi și pot să-l arăt. Nu știu cât au putut să facă asta. În timpul bombardamentului ați studiat, am siguranța asta, ați studiat filozofie, ați studiat muzică. Dar după aceea au venit ani în care nimeni n-a înțeles altitudinea dumneavoastră intelectual, morală. Trebuie să învețe tinerii asta înainte de toate.
Dumneavoastră ați fost forjat prin aceste dureri la care v-a supus societatea. Să înțelegem și asta. Sigur că sunt momente luminoase. Momentul suprem luminos este cel de acum. Dar ce ar fi fost dacă Constantin Bugeanu i s-ar fi creat condițiile să plece mai departe de Olomouc și dintr-un oraș din Republica Democrată Germană? Ce ar fi însemnat ca o minte ca a lui Constantin Bugeanu să fi trăit în Occident și făcut o școală de dirijorat care nu există? Nici Levain, nici Mute, nici toate numele amintite de mine, nici Abado, nu au avut profesori de tale a dumneavoastră, nici Bernstein la Philadelphia, la Curtis, n-au avut profesori de tale a dumneavoastră. Poate că destinul întregului de jurat universal ar fi fost cu totul altfel, pentru că spre semnile celibidache dumneavoastră sunteți un om social, un om cu echilibru sufletesc, un om care înțelegeți complexul dăruirii umane. Vă dați seama ce ar fi însemnat această școală de dirijorat românesc nerecunoscută încă în amplitudinea ei decât de elevii dumneavoastră, de câțiva critici, să fi avut o asemenea dimensiune universală. De ce să nu amintim asta? Pentru ca să apară din nou asemenea fenomene. Nu am fost un favorizat al soartei în copilărie și în adolescență, pentru că nu am avut posibilitatea de a cunoaște muzica așa cum au avut-o alți colegi ai mei. E adevărat, tatăl meu era un foarte bun matematician, un foarte bun pedagog, știa și muzică, mama la fel, dar foarte greu am ajuns să cunosc muzica așa cum aș fi dorit-o eu și cum era dragă, pentru că a fost o dragoste imediat declarată față de muzică. Compozitorul Grigoriu a spus aici despre Cleman Maro, despre cântecele Cleman Maro. Mi-aduc aminte că le-am cunoscut, aveam 14 ani când am avut în mână partiturile, erau două partituri, era Cleman Maro, cântecele lui Enescu și sonata în fa diez minor de pian. Și mă minunam și mi-au plăcut așa de mult încât le-am învățat și le știam pe din afară și le cântam cu o plăcere deosebită. E cum să nu răspund eu imediat de îndată ce mi-a oferit ocazia să fac această versiune foarte frumoasă, absolut extraordinară a lui, instrumentală, imediat m-am oferit și am făcut-o. Și am făcut-o cu fluență pentru că eram în temă. Altă dată vă aduc aminte, la operă erau în criză cu Tannhäuser. N-aveau dirijor și se făcea premiera. Și cu 5 zile înainte de premieră mă cheamă direcția, zice, puteți să faceți maestre? Zic, da, trebuie să o fac. Dar de ce am făcut-o? Nu dirijasem Tannhäuser-ul, afară de uvertură. Uvertura obișnuită, nu aceea cu bacanala. Zic, da, o fac. De ce? Pentru că din copilărie cunoșteam Tannhäuser. Din copilărie cântam partitura. Am avut un coleg deosebit, ulterior dirijorul Mircea Popa, cu el făceam muzică. Am avut fericirea să fac de curând orele de armonie cu maestru Drăgoi. Am avut fericirea ca ca tatăl profesoarei mele de pian particular să fie un dirijor austriac, era un om extraordinar de frumos, așa arătos, și cum știau ei, acești ofițeri austriaci, erau foarte buni muzicieni. Și el mi-a dat prima dată partituri în mână și am învățat să orchestrez la o vârstă foarte, foarte timpurie. Dar n-am avut posibilitatea, ca să zic eu, care avea Silvestri, să zic, pe care l-am invidiat la început. Și a trebuit să muncesc și să adun mult, să câștig ceea ce n-am putut să fac în copilărie. Din fericire însă, copilăria mea a fost îndrumată spre cultură, cum a spus, spre filozofie, spre literatură. Mi-a plăcut literatura și, desigur, mi-a plăcut foarte mult muzica. Eu l-am admirat pe Ionel Perle. Ionel Perle a fost pentru mine muzician model. Mai puțin pe Silvestri, pe care l-am admirat, dar cu care n-am fost de acord în modul său de, aș spune eu, improvizație. Vedeți, el, să zic, când a făcut Edipul. Edipul
A fost o premieră excepțională și cu sclipiri de geniu. Dar părerea mea este că nu acesta era un adevărat Edip. Nu era legătura cu destinul, legătura cu forța muzicii nu era bine construită. Ulterior, eu zic că am reușit și eu o premieră, asta a fost la Saarbrücken, excepțională. Mi-amintesc că cu ocazia aceasta era acolo Ian Nigro și m-a întrebat cum se face. Eu am auzit de mai multe ori această operă. Când ai început dumneata să dirigeri, de la început am știut că acesta este destinul. Da, i-am spus eu, pentru că eu am construit acest lucru de la bun început. Pentru că pentru mine Edipul este un destin și se vede acest lucru în destinul muzical, da, care trebuie construit de către dirijor. Așa mi-ar place o monografie, o biografie sub raportul ăsta. De noastră, confruntându-vă cu epoca, confruntându-vă cu un colos ca George Călinescu, știu dușmania care v-a purtat-o George Georgescu, știu din culise de arte, așa a fost viața noastră. Știu cât rău v-a făcut conducătorii vieții spirituale a timpului, sclipe urâte, cum ați spus dumneavoastră, întunecoase din viața dumneavoastră, dar le explică multe și le trebuie să le levate, acum când avem toată libertatea de a le spune, pentru, nu pentru noi, ci pentru generațiile care vin după noi și pentru credința tuturor că la un moment dat vine și destinul hotărăște să se spună adevărul despre fiecare dintre noi. Toate se plătesc pe lumea asta și cele bune și cele rele și istoria știe să le pună la locul lor potrivit. Și iată că acest omagiu al elevilor dumneavoastră și al întregii țări e un semn de respect față de dumneavoastră și față de multele ingratitudini pe care le-ați suportat. Îmi amintesc și eu acel Saarbrücken și ce a însemnat Edipul în timp, fără ecou în țară, fără niciun fel de ecou în țară. Și nu mai era nici Silvestri care putea să juguleze asta. Erau alții, erau unii dintre elevii dumneavoastră, nimeni nu știe ce ați înseamnat dumneavoastră pentru primul festival de la Varșovia, ce ați înseamnat pentru muzica românească și pentru impunerea noii școli. Nimeni nu știe ce a însemnat orchestra cinematografiei care v-a fost furată într-un moment atât de important pentru dezvoltarea creației contemporane românești și așa mai departe. Lucrurile astea nu știu. Dacă trebuie să le Orchestra cinematografiei eu am preluat un moment în care eram profund decepționat și profund scârbit de tot ce mi-a ce ați făcut din ea? Un corp perfect constituit. Da, dar în momentul când am luat-o, am spus orice aș face este inutil. Este inutil în această țară. Pentru că orice ai face, mereu se găsește ceva care să stea împotriva. Nu e inutil, iertați-mă că vă spun mai este. Sunt asta a fost atunci. Cu 20 de ani mai tânăr. Nu e inutil. Pentru că credința mea în istoria muzicii și dumneavoastră ați predat și un curs de istoria muzicii despre care trebuie vorbit. Dumneavoastră ați predat alături de cursul de dirijat și un curs magistral de istoria muzicii. Cine a trebuit să învețe, a învățat exact esența dumneavoastră. Nu e inutil. 16 mai 1996 și amplitudinea manifestărilor dedicate lui Constantin Bugeanu, declarații unor talente de tale lui Cristian Mandeal și Horia Andreescu, atașamentul a zeci de tineri față de dumneavoastră, demonstrează că nu este inutil. Dar credința mea, cel puțin acum, nu, după asemenea experiență de viață, nu, este că fără de aici pornește tot. Fără talent nu poate exista muzică. Domnul Sava, este normal, ne naștem cu ceva de la natură. Asta se numește talent. Dar nu toată moștenirea pe care o avem poate să fie folosită dacă nu este îndrumată. Am înțeles. Asta eu aș vrea să... Eu atunci am înțeles altfel ideea. Adică școala mea se bazea pe ideea că talentul trebuie pus la... La îndoială chiar, trebuie pus la exercițiu, trebuie pus la o serie întreagă de munci și de verificări și că numai o muncă poate să valorifice talentul. Eu cred că asta este o idee. Dar cunoașteți un om care a muncit imens, care are o știință, care a pătruns toată partitura și care dacă nu are talentul acesta dumnezeiesc în el să fie izbândit, măcar un an, măcar... O clipă. Eu atunci am avut credința că dumneavoastră credeți că da. Nu. Înțelegeți ce vă spun.
Eu cred că talentul lui născut al lui Gogo Georgescu e suprem într-un fel. Ce e și asigurat, e asigurat, din păcate. Ce avea o cum se cheamă, o extraordinară forță a baghetii, dar nu era studiul muzicii nu era pe măsura necesară. Adică studiul muzicii era făcut. Dar talentul ăsta lui născut în Sulina, ce a crescut în Giurgiu cu ce se cheamă talentul dacă nu este valorificat și condus până la cele mai depline calități, nu? Talent în muzică este ținut de memorie, este ținut de pasiune, este ținut de voință, este ținut de ureche, este ținut de gest, dar astea toate trebuie lucrate, altfel nu dau valoare. Poate că văd că persistăm în aceeași înțelegere. Pentru că zadarnic încercăm noi să... Gogo Georgescu a însemnat imens pentru istorie în momentul în care Europa l-a aplaudat. Nu zadarnic. Ravel sau Richard Strauss înțelegeau talentul lui în întreaga dimensiune. Gogo Georgescu a fost un mare dirijor, indiferent de tot ce a scris Călinescu de punctul ăsta de vedere. Mă înțelegeți ce vă spun? Nu. A fost cel mai mare dirijor al timpului, asta în credința mea, noi cei care ne-am format sub el. Da, că a avut limitele lui și a avut nenorocirile lui, ca toți dintre noi, și ca dumneavoastră și ca toți dintre noi, a avut limitele lui impuse de o anumită școală, de faptul că a trebuit să părăsească după crampa de la mână violoncelul și să nu mai facă studii după Nichi și așa mai departe, nu? Asta a fost nenorocul lui în viață, dar a fost un mare dirijor, tocmai pentru că a fost născut cu talent. În felul acesta, domnul Sava, nu cred că putem să înțelegem și intrăm în criza aceea de care vorbeam. Intrăm. Dar de aici trebuie pornit. Poftim. Pentru că atunci când explicăm talent, aceasta explică foarte puțin sau aproape nimic. Explică doar pentru... Așa cum zicem, că avem un talent ca să vorbim, avem un talent la orice trebuie talent, dar talentul nu e valabil decât atunci când este îndrumat de câte o acțiune intențională. Dar există o gradare a talentelor și Georgescu a avut un talent de nota 10. N-a avut știința necesară, poate, asta o discutăm, vă discuta istoria. Dar ce e un dirijor fără dumneavoastră știință, zice știință? Eu zic că este o artă, nu este o știință. Nu-i o artă legată de știință, o demonstrați dumneavoastră. Da. Arta vine din talent, într-un fel, și știința vine de acea plecare spre partitură. Este o ceartă de nume în felul acesta. Nu ajungem la explicații. Dar hai să trecem peste acest. Magnetismul, stați, pentru că până la urmă noi vorbim cu oameni care n-au prins nici măcar sala de concert. O carte muzicală la ora asta nu găsești mai mult de 200-300 de cititori. Poate e bine să asculte cuvântul de noastră, de punctul de vedere că ați revenit la ideea asta. Ce e magnetismul? Atunci când Filarmonica i-a angajat pe Cristian Mandar și pe Horia Andreescu, au venit membrii ai Filarmonicii și mi-au spus: vă mulțumim, maestre, că ați pregătit asemenea dirijori, cântăm cu ei și fără să vrem, cântăm așa. Da. Asta este magnetismul. Dar magnetismul acesta a fost făcut printr-un studiu și printr-o organizare de ani și de ani de zile. Thank you.
Fără putere nu există muzică. Nu există, domnule, muzică. Învățați și asta, domnule. Puterea sufletească și spirituală este însă principala putere. Asta am învățat-o de când eram adolescent de la marele filozof Rădulescu Motru. Vă iubim pentru asta, maestri. Dar Rădulescu Motru, care s-a ocupat de psihologia poporului român, știa mai bine pământul ăsta decât ați învățat dumneavoastră din scrierile lui. Așa. Vin vremuri foarte grele și copiii aceștia trebuie să învețe să răspundă străzii înainte de toate. Pentru că altfel e păcat. Să știți că am văzut în viața mea dirijori care s-au pregătit în oglindă pentru reclamă și nu știau nici măcar bine partitura. Nu iese nimic. Tot o operă inculturală iese de felul acesta. Au crezut săraci o viață întreagă că totul este spectacolul, cum arată. Nu face valoarea operii de artă, nu se calculează cu asemenea. Maestre, nu toți avem geniul lui Bruckner ca să izbândim peste 100 de ani. Și vreți să izbândiți cu lipsa de geniu? Din păcat. E păcat. Pentru că, până la urmă, timpul șterge ce e lipsit de geniu. Eu zic că peste talent este geniul. Și geniul se face cu o mare perseverență și cu o mare credință, mare vocație, mare iubire, mare dragoste de cultură. Cultura este ceva ce va fi absolut cel mai important lucru aprige în istoria. Istoria omenirii va fi călăuzită de acum încolo de cultură și trebuie să luptăm pentru cultură. Elevul dumneavoastră, Cristian Mandeal, în credința mea, este unul dintre marile talente ale lumii contemporane. Și eu zic, marele handicap. E unul din marii dirijori ai lumii contemporane. Da, așa. Dar dumneavoastră mi-a demonstrat aici și de atunci mereu mă gândesc ce handicap cumplit a avut, că n-a știut să părăsească pământul ăsta în momentul absolut necesar, fiind legat fundamental de el. Este foarte greu, cred eu, ca să îmbini două tipuri de valori contradictorii. Valoarea străzii sau luptei cu strada, pe de-o parte, sau capacitatea de a lupta cu strada și capacitatea de a lupta pentru adevăratele valori ale omenirii. După credința mea, chiar dacă aparent și temporar cel care este dezarmat în fața străzii pierde, în cele din urmă el devine câștigătorul partidei prin opera pe care o lasă în urmă și care în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu, priviți exemplul, este recunoscută de către toată lumea. Restul e tăcere, vorba lui Hamlet. Da, maestre, dar n-ați uitat uite așa ca... Dați-mă care o bucurie, iertați-mă, lui Iosif Savaşi, se pot vorbi publicului ăsta despre uriașul succes pe care îl meritați al lui Cristian Mandeal în locul lui Levine, la Metropolitan, acum 3 săptămâni. De ce nu mi-ați fi dat mie bucuria asta? Nu, nu mie. M-ar fi bucurat și pe tine lucrul ăsta, adevărat. Sigur că m-ar fi bucurat eventual și Maestru Bugeanu, auziți la mine, folosesc o categorie vehiculată de dumneavoastră în discuția cu Radu Lupu despre care v-ați vorbit. A avut noroc, a avut suflete ca Cristian Mandeal, Grigore Constantinescu, Horia Mandeal și așa mai departe în jurul lui, care au relevat forța acum, la 80 de ani, i-au relevat o importanță în istorie. E invers, domnul Sava, noi am avut noroc, nu dumneavoastră. Și asta e adevărat, ați demonstrat-o din plin. Dar noi mai spunem lucruri așa și pentru tineri. Știți că problema asta s-a mai pus. Mi-a spus-o un om care era foarte amator, din timpul lui Ceaușescu, foarte amator de muzică și drăguț om. Și mi-a spus, maestre, dar ați avut noroc, zice, că ați avut talente ca Mandeal, ca Horia, ca Arti. Și eu am spus, fără să depreciez, zic, dar eu zic că eu am avut noroc că m-au întâlnit pe mine, că dacă nimereau, cine știe, Doamne ferește, pe mâna unui, cum spunea Grigoriu, tenor al Baghetti, care învăța că toată cheia succesului este să arate frumos în fața orchestrii și la pupitru, pentru publicul din sală, să știți că la mare departare nu ajungeau. Da.
Iar apropo de publicitate, mi-aduc aminte tot așa ca să depun o amintire concretă în legătură cu maestru Bugeanu. Prin anul 2-3 de facultate și de studii cu dumnealui, eu începusem ca să dirijez, dar nu aveam concerte. Și doream, desigur, având o vârstă de 26-27 de ani, doream, desigur, ca să încep să mă afirm. Și îl rugam pe maestru Bugeanu să intervină la filarmonicile din țară să primesc o programare, să încerc un concert. Și el mi-a spus, zice, nu e bine, stai aici și învață. Maestre, dar totuși, sunt deja destul de bătrân, făceam a doua facultate, alții cu 5 ani mai tineri decât mine deja dirijau. Și el mi-a spus, uite ce, ai răbdare. Zice, până în momentul în care ei te vor chema pe tine, dacă mai stai un an, doi, fără să dirijezi, vei fi atât de tare, încât atunci când vei ieși, toată lumea se va minuna de unde a mai răsărit și ăsta. Și nimeni nu te va mai putea distruge. Acum ești atât de crud, încât dacă ai ieși acum pe piață, cu slăbiciunile pe care încă le mai ai, foarte repede, inamicii ar recunoaște poate în tine un virtual pericol și te-ar mânca pe pâine. Așteaptă să prinzi mușchi și atunci când vei ieși în lume, vei putea rezista. Și mulțumesc pentru sfatul ăsta. Și mulțumesc că nu m-a ajutat într-un mod fals. M-ar fi ajutat în mod greșit atunci dacă ar fi intervenit. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis acum, maestre Mandel. Dar vreau să mă întreb un lucru. De ce Constantin Bugeanu, nu? I-ați conturat din plin locul în școala dirijorală contemporană. De ce nu facem un curs de masterat? E momentul, nu? Atâția elevi de peste hotare vin pe strada Lucaci. Nu e normal să instituționalizăm o școală de dirijorat? Domnule Constantinescu, nu? Nu sunteți într-acord cu mine? Ceea ce se învață, așa cum am vorbit noi, se învață de la maestru la discipol. Nu se poate face un curs de masterat la nivelul acesta. Este vorba de o relație care se nuanțează și se potrivește de la o personalitate la alta și se urmărește rezultatul asimilării instrucției predate. Ori în momentul în care, în mod demonstrativ, pentru o săptămână vin 5, 6, 8 sau 10 care după o săptămână vor avea o diplomă, ca urmat aceste cursuri, lucrul în mod necesar se devine superficial, atinge câteva aspecte. Dar alături de Academia Monahală Lucaciană, dacă de pildă la Bușteni, da, Academia, s-a luat de la Teatrul Clipăriu ideea. Atât de academie care avem acum, nu? Da. La Bușteni, unde aveți? Nu avem nimic. A fost un an la Bușteni. Un festival la tine, o dirijor, știu. Da, noi avem la Craiova. Sau la Craiova. Noi avem, alții au la Bușteni. Da. La Craiova e mai modest. La Bușteni e mai... Dar până la urmă puterile trebuie luate de o singură instituție care se numește Fundația Jora, Asociația Criticilor Muzicale Români. Trebuie să merităm și pentru asta, domnule Constantinescu. Și poate găsim un loc de discuție special. Găsiți specială. Un om care să aibă puterea să o facă. Grigore Constantinescu. Nu, eu nu am decât energia ca să o fac, ceea ce nu e același. Bun, dar dacă am face un curs timp de 2-3 luni în care am invitat toți elevii dumnealui, am pune orchestră mare la dispoziție, am găsit cu siguranță sponsorul necesar și timp de 3 luni de zile, 2 luni de zile, să se perinde la pupitul unei orchestre, diversi dirijori ai noștri și de pe zăvătare. Nu dă mai nimic acest lucru. Experiența mea mi-arată că aceste master-scurs sunt foarte slabe ca rezultate. Adică... De ce ține maestru Celibidache la ele? Și cât dirijoare? Pe maestru Celibidache, din experiența mea vă pot spune că în curiculumurile tuturor tinerilor dirijori care se prezintă pe la diverse concursuri internaționale, este notat la fiecare aproape, fără excepție, cursuri cu Bules, cursuri cu Ferrara, cursuri cu Celibidache. Înainte era și Karajan și Bernstein. Deci cursuri de masterate de 2 săptămâni durează de obicei, din care nimeni nu se alege cu nimica. În schimb, scrie la palmares că a trecut pe la toți acești maestri, din care nu știu dacă cineva în 2 săptămâni sau în 3 săptămâni ar putea ca să culeagă ceva. De altminteri, aceste cursuri făcute de acești maestri au și un caracter foarte sintetic.
și nu de aprofundare sau de dezvoltare a unei personalități dirijorale. Pentru ca să profiți ceva de el, înseamnă să fii deja dirijor gata format și să ajungi să faci un nou contact, o nouă cale, să spunem, care ar putea să ți se deschidă un nou orizont, cum spunea domnul Constantinescu, un nou orizont care ar putea să fie deschis de un astfel de masterat, dar nu a forma un dirijor. Este și o atitudine etică asupra existenței. Da. Fără etică nu se poate face această meserie. Etica este filonul principal, adică cinstea, adevărul, lupta pentru adevăr. Lupta pentru adevăr se înțelege așa, că partitura mă obligă să reprezint ceea ce este esența spirituală a muzicii. Și nu pur și simplu să o traduc ca un meserie. Numai semnul. Trebuie să creez din nou acest act care este presupus doar de către partitură, iar semnele sunt niște repere pe care interpretul trebuie să le creeze din nou gândind actul muzical, creind, recreind din nou, construind din nou actul muzical. Altfel nu se poate. Adevăruri absolute, maestru Bugeanu, maestru absolute. Relativitatea vieții ne duce și spre alte, da, și spre alte învățări. De ce să facem filozofie asta de calitatea a treia, a patra, nu? Ca să nu zic. Decât să căutăm să găsim esența actului muzical de cultură. Problema principală este asta. Valoarea trebuie sprijinită și asta niciodată n-am ezitat să o facem. Dar să știți că drumul acesta al cunoașterii valorilor se petrece o parte sprijinit de noi și o parte independent de noi. Dacă există valoare autentică, ea iese chiar dacă nu vor alții. Mai târziu, mai devreme, există aici și ceva care se numește destin. Sigur. Și desigur am putea să vorbim și de tot ceea ce s-a întâmplat ca politică culturală în acest spațiu, lucru pe care îl cunoaștem cu toții. Acești mulți zeci de ani de zile în care România s-a reprezentat în lume prin ansamblurile de călușari, prin tulnicienii din Abrud și Căpâlna și prin desene naive ale copiilor din Maramureș. Lucrul ăsta evident că și-are valoarea ei, sau măștile din Vrancea, nu? Așa. Sigur că și-au valoarele muzeistice, fac parte dintr-o ancestrală cultură de-a noastră, dar eu nu cred că un stat care se dorește european poate fi reprezentat printr-o cultură care ține de neolitic, ci printr-o cultură care ține de secolul 20. Această cultură a neoliticului, dacă noi încă o mai păstrăm și încă o avem, este norocul nostru că o mai putem încă ține în viață și e bine ca să o sprijinim pentru a supraviețui, dar în același timp trebuie să fim conștienți că nu aceasta este cea care ne aduce în Europa conform unui slogan foarte modern, nu? Nu asta este calea prin care noi pătrundem în lume, ci dovedind lumii că valorile noastre culturale, spirituale, de tip european, sunt de aceeași mărime cu cele ale lumii. Încheiem cu Romeo și Julieta, care e veșnic în noi, cu Cristian Mandeal, care datorează totul lui Constantin Bugeanu.